Marți 13 iulie, în Râmnicu Vâlcea, în jurul orelor 10 și 30 de minute, Inspectoratul Județean de Poliție a fost informat prin apel la 112 că în spatele unui bloc din zona Ostroveni, o dubiță este în flăcări. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că autoturismul încărcat cu butelii de oxigen ar fi explodat accidental. Din primele verificări se pare că este vorba de o explozie produsă în urma unei acumulări de gaze în interiorul autovehiculului, acesta aparținând unui agent economic care presta servicii de instalații. Conform autorităților, alte patru autoturisme, precum și câteva apartamente din vecinătatea locului accidentului, au fost avariate. Unul dintre proprietarii mașinilor deteriorate a oferit detalii despre cum s-a întâmplat totul. Erați aici când explozia s-a întâmplat? Plecasem, trăsei mașina lângă, paralel. Și numai bine că plecasem din lângă ea și n-am ajuns bine în fața blocului, că deja am auzit o bubuitură. Pentru gestionarea situației au intervenit două autospeciale de stingere, una pentru descarcerare, un echipaj CBRN, o ambulanță Smurt și două ambulanțe ale serviciului județean. Au fost acordate îngrijiri medicale celor trei victime conștiente. O persoană a suferit arsuri, a doua a fost rănită din cauza suflului exploziei și a treia a suferit un atac de panică. Ne puteți spune ce s-a întâmplat? Eram lângă mașina respectivă, m-a plecasem să mângâi o pisicuță. În momentul a bubnit că poate dacă eram în picioare era mai rău. Atât. Și a sărit în sus, a bubnit, mi-a făcut mașina mea praf, că era lângă aia de cât plecasem de la ea și eram chiar. Ați fost rănit? Un pic aici. Potrivit martorilor evenimentului, autoturismul care a explodat aparține unei societăți care se ocupă cu întreținerea instalațiilor de alimentare cu gaz metan. Care montau o centrală de apartament proprie și când a venit șoferul să... atunci când a deschis ușa, a bubuit și a făcut. Da. Ei montau o centrală în apartament, o firmă. După acordarea primului ajutor, s-a intervenit pentru eliminarea cioburilor și materialelor din zona afectată, iar un dosar penal pentru distrugere din culpă a fost deschis sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea.